questa cena, non lo consiglio a qualche altro. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș intervenit, dar n-am fost atât de cel la ora tineră. E primul de totuși cu lucidată. Am fost cu Consiliu rezonabil, dar care putea face mult mai multe. Și care a pus la discuție ceva resurse financiare și nu întotdeauna, și știți că am publicat de-a lungul timpului, noi consilieri din opoziție, n-a făcut la maxim ce se putea face cu acele resurse financiare. Și n-am dorit să intervin nici măcar la proiectul în care am aprobat execuția bugetară anului anterior, dar de fiecare dată, nu uitați, v-am adus în atenție și vă readuc aminte că o execuție bugetară de 71% la capitolul cheltuielor de dezvoltare nu poate să ne mulțumească, de fapt. Dar vorbim cu ce lucrurile. În rest, se încheie mandat. Cu bune, cu rele, zic cu toții că ne-am săduit să aducem un plus de bine în viața cetățenilor acestui județ. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ne-ați ascultat pe noi și din partea asta a Tranesei și cei care candidează din partea noastră, vă urăm succes. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește altcineva? Dacă nu, ținând cont că e o ședință specială din partea Executivului Consiliului Județean, vă invităm pe toți să închinăm un bar de șampanie în memoria clipelor frumoase.